Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Ați văzut data trecută că am reușit să terminăm pe locul 3, War-ul, din săptămâna aceasta și între timp a mai apărut un nou challenge. Acesta se numește Hobby Logmas Challenge. Și haideți să-i dăm și noi join, să vedem care-i treaba. Vedem că avem carry word după 9 victorii acest emote. Bun, o să dăm join și haideți să dăm drumul cu primul match. Ok, vedem că toată arena se află în rage. Așa că va trebui să fim foarte atenți. Da, deci dacă va ajunge pe turn un Lumberjack, va fi foarte periculos. Da, Minipec a reușit acolo câteva hituri, dar pierdem turnul din partea stângă. Fim concentrați acum pe defense. Trebuie să scăpăm de Wizard. Punem și arcașele aici. Da, și ne strică toate planurile acest rage. Vedeți că nu mai putem atrage atât de ușor. Trupele și trebuie să jucăm mai precaut. Și trebuie să scăpăm aici de Giant, o să pun și un Tesla pentru siguranță. Da, și vedem că aproape l-am rezolvat pe ambele părți de fapt. Însă trebuie să fim foarte atenți. Și ce greșeală am făcut acolo cu Hog-ul. Sau poate n-a fost, dar ne luăm ceva de meci pe partea dreaptă. Ei, să punem și Valkyria undeva prin copirea podului. Ținem și arcașele aici, vom pune și mini pe cam. Și hai să vedem dacă vom obține victoria. Și eu zic că da. Cu puțin noroc obținem victoria. Nu știu de ce nu s-a apărat deloc în pe turnul lui. Practic ne-a dat meciul pe final. Ok, deschidem repede acest golden chest. Găsim doar comune și rare. Nu e nimic interesant. Și să-i dăm drumul cu meciul numărul 2. Să începem din nou cu arcașele din spate. O să așteptăm până aproape de elixir maxim. Da, pentru că n-are niciun sens să punem în avans, mai ales că este totul rage-uit și se mișcă foarte repede toate trupele. Avem și Valkyria. Da, dinamica e un pic diferită acum și trebuie să le pui altfel față de cum le-am fi pus în mod normal. Dăm aici un freeze și ar trebui să-i scoatem turnul din partea dreaptă. Punem aici o Tesla pentru defense. Atragem Baby Dragon-ul. Scoatem și Lumberjack-ul. Dar din păcate ne luăm damage. Pierdem de fapt turnul din stânga. Dar nu e neapărat rău asta. Ok, hai să scoatem acolo. Oh, și ce bine am pus! Ce bine am pus! Excelent!
Da, aproape că îi scoatem King Tower-ul. O rachetă cred că va rezolva meciul și obținem astfel cea de-a doua victorie. Și merg foarte bine meciurile până acum. Două meciuri, avem două victorii. Și simt că avem controlul asupra meciului, adică nu au fost neapărat norocoase. Trimitem și Hogrider-ul. Da, ne scoate trupele acel... acel goblin. Oh, și reușește Minipeka să ajungă pe turn. Asta e o veste bună. Punem din nou Tesla și încercăm să rămânem bine pe apărare. Da, la tipul ăsta de joc, dacă ajunge pe turn orice trupă, e teroare. Hai să dăm Hog-ul, din păcate pierdem Răcașa. Punem și un freeze aici, scoatem Lumberjack-ul, da, de fapt ambii. Să punem Tesla din nou. Punem Valkyra. Ne-am scos Wizard-ul. Dar trebuie să știm, fapt, și ne conduc că cărțile sunt de level 9, așa că o rachetă, vedeți, dă doar 370 de damage. Ceea ce e destul de bine. Punem din nou Tesla. Am scos deja două turnuri. Deci n-ar mai trebui să fie emoții, deși se pot schimba multe într-un minut de joc la viteza de este acum. Bun, și obținem cea de-a treia victorie. Oh, destul de ușor și aici. Fără emoții, aș putea spune. Și mergem mai departe. Deschidem Golden Chest-ul și continuăm cu următorul meci. Începem din nou cu apărarea. Să punem o Tesla în centru. Ok, vom pierde acolo Lumberjack-ul. El scoate acel Sparky. Punem aici un Minipeka. Chiar cașele pentru scheletoni. Nu va ajunge pe turn, din păcate, Minipeka-ul. Va trebui să punem Valkyra în apărare. Da, și nu știu ce să-i facem acelui Lumberjack. N-avem ce să-i facem. Ne luăm mult damage pe partea dreaptă. Punem din nou Tesla și aici vom da freeze, n-avem încotro. Sper să-i scoatem turnul, să-i scoatem și Sparky-ul. Un pic cam... Oh, holy fuck, să pierdem turnul din... Da, ne-am luat și două hituri de la cel Sparky, un freeze pus prost și pierdem turnul din stânga. Hai să vedem dacă prindem aici cele două trupe. Excelent. Băi, și ar trebui să...
Trebuie să-i scoate în turnul. Da. Bun, bun. Da, vedem că e din ce în ce mai greu să obținem, să obținem victoriile. Am avut puțin noroc aici. Nu știu ce să zic. La cât de repede se mișcă totul, e foarte greu de urmărit, nu știu, de... Ok, hai să punem Tesla în centru. Punem și Valkyra. Scoatem acolo, da. Am scos Wizard-ul. Cam târziu acest eros. Putea veni mult mai devreme. Am stat un pic pe gânduri înainte să-l dau. Scoatem Lumberjack-ul. Spunem arcașele pe zona din centru. Da, și nu stăm bine în acest început. Dar nici rău nu e. Ne-am luat ceva de meci pe partea dreaptă din păcate. Dar sper să rezolvăm turnul din dreapta. Aia aproape rezolvat. La distanță de un Eros. Ar fi bine aici să dăm freeze-ul, da. Am scos Inferno Tower-ul și toate trupele. Suntem pe King Tower și aproape că îi dăm jos turnul. Probabil că un 370 cu 93. Da, încă nu. Dar foarte probabil că este 70? Da. Îi scoatem King Tower-ul cu această rachetă și adjudecăm o nouă victorie. Excelent, excelent început de challenge. Avem, cred că, 5 victorii. Da, asta e a 5-a victorie. Deblocăm noua carte. Deblocăm Mother Witch-ul. Oh, cât... Nici nu am uitat, sincer. Mă așteptam să fie Lumberjack-ul. Ca legendară în acest reward. Și continuăm mai departe. Mai sunt 4 meciuri din acest challenge și dacă o ținem același trend, ar fi excelent. Și hai să punem arcașele. Să punem și Valkyra undeva în aproape de centru. Dau freeze-ul pe... Da, aș fi dorit să-i scot Witch-ul. Da, ne rupe pe stânga. Scoate turnul. Și hai să vedem, poate mai reușim să ținem în viață turnul pe final. Da, din păcate nu. Din păcate nu, suntem la un spell distanță de pierderea meciului. Bun. Pierdem primul meci, dar sperăm că ne revenim. Ok, ne-a apărut și animația cu noua carte. Hai să continuăm. Să fim mai atenți. Pentru că ar fi păcat să pierdem după un traseu atât de bun. Un parcurs atât de bun în challenge. Începem cu... Hai să vedem din nou arcașele. Le pun de data asta pe ambele, pe partea stângă. Am și un freeze. La limită. Hai să punem Tesla. Da, ne-am luat de meci destul de nasol pe
pe dreapta, de fapt și pe stânga și pe dreapta. Dar trebuie să rămânem până în ultimul moment concentrați pe meci și să sperăm că obținem victoria. Ok, să trimitem acum mini P.E.K.K.A. Trimit și Hogul. Trimit aici arcașele. A reușit un hit cu Hogul. Un Valkyra. Și Tesla. Bun. Da, un friz prost. Pus cam departe. Și trebuie să avem grijă. Am neglijat partea stângă și era să ne luăm destul de urât. Mai rezistăm cu turnul din dreapta, probabil câteva zeci de secunde. Dar îl vom pierde cu siguranță cât de curând. Așa că hai să ne focusăm pe doborea turnului din stânga. Nu. Mică greșeală acolo cu acele arrows-uri, cu acele arcașe. Este nou o rachetă distanță de doborârea turnului din stânga. Să punem aici un freeze. Avem nevoie și de arcașe și norocul e de partea noastră din fericire. Mai sunt 3 secunde și racheta ne salvează acest meci. Am fi putut pierde și șansele erau destul de mari până pe final. Ok, hai să vedem. Avem 2000 de gold și mai avem nevoie de 3 victorii. Vom trimite Valkyra de undeva din spate, sau mai degrabă mini P.E.K.K.A. din spate și Valkyra undeva în partea din centru. Tesla o vom scoate cu freeze plus arcașe. Altfel va fi destul de greu. Da, reușim să scăpăm fără hit de la Sparky. No, trebuie să dau neapărat Eros aici. Da, ne mai luăm vreo 7-800 damage de la acel Giant. Da, și din nou avem un început greu, un început prost de match. Pierdem jumătate din turnul din partea dreaptă. Trimit Hogul plus freeze, o să dăm și un arrow aici. Important e să scăpăm de Sparky. Cred că îi vom scoate turnul din stânga. Spunem Valkyra. Da, din păcate se duce pe turn acel Lumberjack. Și ne pierdem micul avantaj pe care îl aveam. Și o să avem nevoie de rachetă. Oh, și ce țeapă ne luăm acolo cu... Da, ce țeapă ne luăm cu... Din cauza Inferno Tower-ului. Trimitem o Hogul. Avem nevoie de freeze.
Și suntem din nou în joc. O să încerc o rachetă cândva pe aici. A, nu-i prindem toți. Eros și pierdem. Nu pierdem. Ba da, pierdem King Tower-ul. Rămânem cu ultima șansă, ultima viață. Da. A fost foarte greu acest match. Hai să vedem în continuare dacă reușim să mai obținem cele 3 victorii necesare pentru a câștiga acel emote. De data asta începem cu Tesla din centru. Trimitem un mini pack-ul pe partea stângă. Și scăpăm acolo de Lumberjack. Nu scăpăm de Lumberjack. Ba mai rău, se duce chiar pe Hog. Da, stăm bine până în acest moment. Reuși practic să-l păcălim. Două hituri de la balon, dar îi doborâm turnul din dreapta și rămânem într-un ușor avantaj. Se duce pe turn din păcate. Ținem aici Mega Minionul. Da, și ne facem viața grea cu... De fapt, nu e ok, suntem încă ok. Să punem aici mini pe K.O. Îi doborâm și cel de-al doilea tur. Punem aici Hog-ul. Punem și Tesla. Punem și arcașele pentru a opri acel balon. Da, care din păcate ajunge pe Tesla. Dar suntem bine, suntem foarte aproape de a obține victoria. Aici. Ok, rămâne Valkyra, ce bine că rămâne Valkyra. Oricum, faza nasoală e care are balonul. Dar reușim să-i doborâm King Tower-ul și obținem astfel o nouă victorie. Mergem mai departe cu următoarele două meciuri. Va fi foarte greu, dar să sperăm că ne vom descurca. Trebuie să avem grijă. Începem din nou cu arcașele din spate, să punem și Tesla în centru și vom aștepta atacul lui. Ok, am pus un... un Hell Spirit acolo. Dar a neglijat Lumberjack-ul nostru, care a reușit să-i dea damage destul de mult. Trimitem și Hog-ul. Vom pune cașile undeva în centru, aș vrea să atrag acel Lumberjack. Bun. Aproape scăpasem de acea bandită. Se pune din nou Tesla. Excelent. Și doborâm turnul din partea dreaptă. Stăm destul de bine și în stânga, dar mai e foarte mult din meci. Se pot întâmpla
multe lucruri. Așa că haideți să rămânem focusați pe apărare. Okay. Da, și obținem victoria. Da, fix de asta a pierdut, pentru că a neglijat apărarea. Bun, ultimul meci, meciul care ne poate duce la câștigarea acestui emote. Acum trebuie să avem mare, mare grijă. Începem din nou cu Tesla în centru. Și trebuie să fim foarte precauți. Clar vom avea mare grijă de apărare. Trimitem fogul. E un deal aici, nu trebuie neglijată nici apărarea, nici atacul. Punem minipeca undeva în centru, așa fel încât să atragă eventual. Dar ar fi fost bun în friza acolo, mi-a fost frică. Tu rămâne fără. Nu. Da, ne lovește cel Rem Rider. Dar din nou ne obținem avantajul pe partea stângă. Trebuie să punem neapărat și minipeca. Punem Valkyra aici. Dar din păcate s-a întrerupt filmarea. Așa că reiau de aici. Am pierdut acel match. Am pierdut și am plătit cele 50 de gemuri să continui și l-am pierdut și pe cel de-al doilea. Așa că haideți să continuăm cu încă un match. Acest match de final în care sper să reușim victoria și să obținem acel emote. Punem Tesla în centru, spune și Valkyra. Bun, să vedem acum cum vom scăpa de acel cel peca mare. Întoarcem acest mini-peca din drum. Și din păcate se spanează pe partea cealaltă. Lumberjack-ul. Da, vom pierde turnul din dreapta, dar sunt mulțumit că reușim hituri bune pe turnul lui din stânga. Racheta aici, sper să ajungă înaintea. Okay, și aici vom pune mini peca și probabil freeze plus Valkyra. Să vină 3 porci pe partea stângă. Okay, hai să vedem cum rezolvăm acest final de meci. Pentru că sincer mi-ar părea foarte rău să nu obținem victoria. Se pare că pierdem. Eram atât de aproape. Și ultima șansă, din păcate, dacă nu vom obține nici aici, nu voi mai da join. Din două motive. Odată că nu mai am gemuri. Mai am sub 50 de gemuri. Și al doilea,
frate, chiar nu merită. Adică dacă n-am reușit din, practic, 5 șanse, cred că am avut, să... Da, din 5 meciuri să obțin ultima victorie, clar că nu merită acel, acel emote. Dar haideți să vedem până într-un final ce se va, ce se va întâmpla. Rămâne din nou în, în apărare. Ce scăpăm aici de, de Nightwitch. Excelent. Stăm, stăm binișor până, până acum. Trimitem o... Trimitem Valkyra aici. O să punem și, și mini PK-ul. Oh, și avem nevoie neapărat de un... de un freeze. Hai să vedem dacă scăpăm de acel... Mega Knight. Și poate aici poate face diferența acest, acest atac. Băi, nu e mare schemă ce, ce reușim aici. Pierdem, adică dobărăm un turn și aproape îl pierdem și noi pe al, pe al nostru. Hai să vedem. Să dăm un, un freeze pe, pe trupele aeriene. Din nou Valkyra. Și ar trebui să jucăm totul pe, pe atacul din stânga, din pe King Tower în, în mod normal, dar... mai bine rămânem prudenți. Trebuie să prindem un, un push puternic totuși. Așa, cred că acum ar fi, ar fi momentul. Să vedem. Nu e nevoie neapărat de acest, de acest freeze. Hai să vedem ce reușește acolo Hog-ul împreună cu mini P.K. Da, și vine atacul final și obținem într-un final, într-un final victoria, mult așteptată. Ok. Și ne luăm într-un final acest, acest reward, acest emote, care sincer, boi, nu e wow, dar am și așa de orgoliu, pentru că am obținut 9 victorii și eram la un singur match diferență. Așa că mi-ar fi părut rău să nu-l, să nu-l luăm. Ok, haideți să-l și postăm în, pe clan. Bun. Băi, ne-am adjudecat încă un, încă un emote adăugat la colecție. Ceea ce e foarte tare. Haideți să mai și upgradăm niște cărți. Wow, s-au întâmplat multe, am deblocat și Nightwitch-ul în, în acest episod. Din nou, ceea ce e foarte, foarte mișto. Și haideți să creștem, să mai creștem un pic niște cărți. Am zis că începem cu epicele. Și, băi, prima la care m-am gândit este, este Giant Skeletonul. Îmi place foarte mult... adică are damage-ul ăla la final și ar trebui să, să încep să joc mai mult cu el. Poate o să-l, poate o să-l băgăm în deck-urile de la War. Așa că îl facem de level 12. Mai departe nu mai avem nici gold, nici cărți și va dura ceva timp până le vom, le vom strânge. Dar vom putea, putem maxa o altă, nu maxa, crește o altă carte. Aceste, aceste girls care mie iar îmi plac. Deși sunt cam vulnerabile la Arrows. Mai degrabă Prințul în acest, în acest caz. Prințul iar îmi place mult. Hai să facem Prințul de level, de level 12. Din nou, o grămadă de cărți necesare ca să-l putem duce la level 13. Plus gold, bineînțeles. Și vedem că avem și suficient Star Points. Așa că ne vom, vom crește Mirror-ul. Îl vom...
nu-l vom crește, îl vom goldui la primul nivel. Bun. Păi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!